Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Sunt convinsă că ați auzit de multe ori sintagma pălăriile albe, așa că astăzi m-am gândit să vedem cine sunt pălăriile albe și ce pregătesc ele umanității. Pălăriile albe sunt ofițerii de rang superior din structurile armatei americane, din structurile de vârf ale CIA și FBI, care au trecut la acțiune odată ce președintele Donald Trump a fost ales și investit în 2017. Dacă în spațiu se mai duceau încă, în august 2019, bătălii grele între forțele luminii și cele ale întunericului, aici pe pământ începeau dezvăluirile via Casa Albă din Washington despre o cultă întunecată. Slugile acesteia, disperate că li s-a dezvăluit planul malefic, au pus la cale pandemia, care nu ar fi fost aruncată în lume ca informație dacă Trump și pălăriile albe nu ar fi trecut la acțiunea de deconspirare a oculților. Pălăriile albe pregătesc treptat conștiința opiniei publice mondiale, deoarece atunci când vor fi făcute toate dezvăluirile, întreaga lume va fi pur și simplu șocată de ceea ce va afla. Evenimentele care au loc în lume, dincolo de ceea ce vedem că ni se arată pe ecranele televizoarelor, au fost planificate cu mult timp înainte, atât de partea negativă cât și de cea pozitivă. Despre partea negativă știm destul de multe, dar nu totul, din acele documente aduse la lumină de către mulți oameni curajoși de-a lungul ultimelor decenii. Unii dintre ei au căzut victime ale acestor grupări întunecate, alții urmăriți pe toată planeta, cum a fost cazul lui Jan Van Helsing, alții ridiculizați, precum David Icke în anii 90, deși acum tot mai mulți îi dau dreptate și așa mai departe. Valul dezvăluirilor și al deconspirărilor nu s-a oprit, iar dacă unii au plătit cu viața lor aducerea adevărului în lumina opiniei publice mondiale. Desigur că despre multe chestii de acest gen s-a mai scris și s-a vorbit, dar întotdeauna există informații care trebuie descoperite și studiate. Este foarte important pentru noi toți să cunoaștem adevărul, pentru a putea să ne eliberăm de atâtea stringuri pe care tot noi le-am făcut de-a lungul vieții, induși în eroare de gruparea celor întunecați. Bea, distrează-te, ai doar o singură viață, trăiește-o din plin, o lozincă a întunecaților care știu să umble la butoanele emoționale ale oamenilor. V-ați pus vreodată întrebarea dacă șefii acestei grupări de întunecați, precum și o bună parte din acoliții lor, nu sunt spirite umane în corpurile lor umane? Fiind supuse legii divine a cauzei și efectului, cunoscută ca legea karmei, aceste spirite întunecate s-au tot reîntrupat ciclic în structurile familiilor bogate. Altfel spus, și-au planificat existențele terestre astfel încât să se nască în aceleași familii și nu ca om de rând într-o familie anonimă, cine știe unde pe pământ. Și atunci, dintr-o asemenea perspectivă, vorbim despre un prim secret al lor. Ei dețin mijloacele de a dirija reîntruparea pentru spiritele lor. Dar așa ceva ar trebui să depindă fie de cunoștințe de magie, fie de tehnologie foarte avansată. Prima variantă este mai credibilă, având în vedere că membrii din vârful acestei grupări folosesc permanent simbolurile, iar simbolurile se știe că sunt folosite des în procedee magice, fie în bine, fie în rău. Apoi mai este tehnologia recuperată de la micii cenușii în 1947, pe care în mare parte membrii acestei grupări au descifrat-o, punând la lucru grupul Majestic 12. Se poate spune despre această grupare că pe bună dreptate îi se poate atribui numele de pălăriile negre. Asta apropo și de denumirea de oamenii negru, despre a căror prezență și implicare știm din sutele de rapoarte ale martorilor OZN din Statele Unite. De la ultimul mare conflict desfășurat pe pământ în urmă cu 60.000 de ani și ale cărui urme se pot constata în multe zone ale lumii, Sahara, Mohenjo-Daro și altele, pălăriile negre, reunite sub denumirea de Frăția Șarpelui, au continuat să-și perpetueze influența asupra lumii. La extrema cealaltă, gruparea luminii, coordonată de Shambhala, a vegheat ca omenirea să nu fie distrusă de acțiunile celor întunecați.
Periodic au trimis în lume mesageri pentru a anunța, preîntâmpina și uneori pentru a salva lucruri de mare valoare. Un exemplu în acest sens este biblioteca din Alexandria. Despre asta se știe din istorie că a ars Scrum în anul 48 înainte de Hristos. Dar adevărul este că acolo au ars doar copiile originalelor, căci acestea au fost luate cu aproximativ un an înainte și duse în diferite locații din Shambhala. Iar după ce omenirea va scăpa de flagelul noii ordini mondiale, acele valoroase cărți din străvechime vor fi oferite din nou civilizației noastre. Dar cu timpul, Shambhala a pregătit oamenii și mesageri, astfel încât să fie echilibrată balanța energiilor în omenire. Între timp, în spațiul cosmic, în multe milenii dinaintea erei noastre, au continuat luptele între diferitele civilizații extraterestre. Unele sunt evoluate, altele avansate, și aici este important să discernem clar. Evoluat nu este întotdeauna același lucru cu avansat, din perspectiva nivelului de conștiință. De exemplu, micii cenușii, Draco sau alte civilizații cu care aceștia au colaborat, sunt avansate, tehnologic și științific, dar nu evoluate precum pleiadeenii, arcturienii, liranii sau altele similare. Există de altfel o întreagă istorie galactică redată de mai mulți mediumi în ultimele două decenii. Astfel știm că un asemenea conflict nu se desfășoară doar pe Pământ. El are legătură cu prezența acestor civilizații negative și malefice în Calea Lactee, la care s-a aliat gruparea pălăriilor negre. Pălăriile albe, în schimb, au pornit din anul 2019, deși planul de salvare a omenirii este pregătit de mult în detaliu, o amplă acțiune de demascare a pălăriilor negre. Aceștia din urmă sunt bancheri, miliardari, politicieni, oameni de afaceri și așa mai departe, care își urmăresc un scop comun, acela de a trăi pe spatele omenirii, folosind ca până acum tehnici de adormire a minții și a atenției. Dar să dăm și unele informații referitor la aceste chestiuni. Actuala stare de lucru este efectul după 14 ani a crizei eșuate din 2008, pusă la cale de către pălăriile negre prin intermediul bancherilor. Și cum e vorba aceea, totul se învârte în jurul banilor. Oculții trăiesc pe mai departe cu impresia că banii, indiferent că sunt bancnote sau monede virtuale, reprezintă singura pârghie prin care poate fi susținută, dar și controlată omenirea. Desigur că este o idee falsă. Dar pentru că economiile lumii au ajuns într-un impas, datorită existenței pe piața mondială a unei cantități mult prea mari de bani, sistemul urma să se prăbușească. Odată cu acest eveniment ar fi urmat dezvăluirile complete despre oculți. Aceștia au vrut să evite colapsul, planificând pandemia, deși oricum ceva cumva se va întâmpla și prăbușirea sistemului va veni inevitabil. Întrebarea este cât vor mai putea trage de situație pălăriile negre. Liniile temporale încă fluctuează. Pălăriile albe vor reintroducerea aurului ca sistem de valorizare a mărfurilor, în timp ce pălăriile negre vor menținerea banilor pentru aceeași valorizare. Dar problema tipăririi a tot mai mulți bani duce la hiperinflație, care poate pune pe butuci economia oricărei țări, chiar și a celor mai dezvoltate, dacă s-ar continua într-un asemenea ritm. Pălăriile negre chiar asta urmăresc, pentru prăbușirea economiei mondiale și astfel toate țările lumii să ceară la unison un singur guvern mondial și probabil și o singură monedă. Din nefericire, și această informație este una de care majoritatea omenirii nu și-a dat seama, structura premergătoare guvernului mondial există deja din 1945, după al doilea război mondial. Ea se numește Organizația Națiunilor Unite. Deocamdată nucleul de bănci centrale la nivel mondial este deținut de Rothschild, care își urmărește cu ferocitate scopul, iar un asemenea plan a început să fie demontat pas cu pas de către pălăriile albe. Dacă privim înapoi la doar câțiva ani, s-au schimbat lucrurile, asta din cauza preluării pălăriilor albe.
Ei ajută umanitatea, aducându-ne la o linie temporală comună a luminii. Succesul preluării pălăriilor albe în cadrul Armatei Statelor Unite ale Americii a fost un factor cheie. Legea cosmică universală a fost solicitată pentru a ajuta specia noastră să declanșeze cu încredere schimbarea conștiințelor și să realizeze o schimbare globală către o linie temporală a luminii. Acești oficiali de vârf ai armatei americane au început să realizeze ce se întâmplă și au decis să planifice o preluare a acestei oculte globaliste care ne-a distrus planeta prin războaie. Administrația Trump a fost instituită de aceste pălării albe din vârful armatei americane pentru a înlătura acest flagel global. Din nou, nimic nu este o coincidență. Plasarea lui Donald Trump și administrației sale a fost în lucru de zeci de ani. Practic, aceste pălării albe și-au oferit sprijinul rezistenței împotriva acestei oculte globaliste. De aici, haosul extrem care se desfășoară în Statele Unite și pe scena mondială. A existat un refuz militar secret de a primi ordine de a intra în război cu Coreea de Nord. Confruntat cu o revoltă internă în armata Statelor Unite ale Americii, administrația Trump le-a ordonat ferm să renunțe. Legea cosmică, legea universală, a fost acordată și Statele Unite au obținut resurse suplimentare pentru a ajuta la această preluare care va ajuta la direcționarea umanității către o linie temporală a luminii. Călătorii în timp au fost așezați pentru această perioadă a istoriei și pentru a ajuta la îndeplinirea acestei preluări a pălăriilor albe. Ei au ales anumiți oameni care ar avea cel mai mult succes și care ar avea cea mai mare pârghie pentru a conduce omenirea către o schimbare de succes la o linie temporală bazată pe lumină. Unele instituții întunecate vor trebui să aștepte până după schimbare pentru a fi transformate sau distruse din exterior în interior. Cu toate acestea, mai multe instituții cheie care se aflau sub conducerea pălăriilor negre au fost vizate și preluate de conducerea pălăriilor albe. Guvernul Statelor Unite și Armata Statelor Unite au fost preluate de conducerea pălăriilor albe. În primul rând, acestea preiau și infiltrează proprietatea și consiliile de conducere ale acestor instituții conduse de pălăriile negre. Extratereștrii reprezintă o parte majoră a acestui proces, inclusiv tehnologiile avansate de până acum, disponibile oricărei instituții umane, astfel încât rezistența este inutilă. Odată ce deținerea și conducerea pălăriilor albe se manifestă, este o chestiune destul de simplă să instalați poziții de autoritate și putere. Optica poate fi foarte importantă, adică uneori pălăriilor întunecate existente li se va permite să continue cu aspectul de a fi la conducere în timpul zilei. Când schimbarea este inițiată, pălăriile albe vor lua măsuri și vor prelua controlul pentru ca toți să vadă. Instituțiile pe care le vizează pălăriile albe sunt sistemele financiare mondiale, care aduc schimbări financiare ce vor destrăma acest guvern secret al întunericului și vor începe implementarea unui sistem financiar mondial bazat pe lumină. Așadar, orice organizație care sprijină întunericul existent este puternic vizată. Mass media este o altă resursă cheie care sprijină această agendă întunecată. Multe dintre aceste conglomerate media sunt puternic vizate. De aici, condamnarea dură și adevărată a presei din partea președintelui Trump. După această schimbare bazată pe lumină, va fi posibil un război al cuvintelor, o luptă informațională între media controlată de întuneric și media preluată de pălăriile albe. Dar nu va exista nicio îndoială despre rezultatul acestei bătălii. Chiar și un singur conglomerat media, dacă este preluat de pălăriile albe, trecerea la adevăr ar fi suficientă. La momentul schimbului, pălăriile albe vor prelua toată transmisia prin undele radio de pe planetă. De asemenea, este vizată schimbarea umană în lumină, adică cei care au încălcat promisiunea sau au avut îndoieli au fost eliminați ori înlocuiți. În curând,
Foarte curând, omenirea va asista la cea mai mare schimbare imaginată vreodată. O schimbare de la linia temporală întunecată actuală la o linie temporală a luminii. Această schimbare va fi inițiată de o echipă umană de politicieni, mass media și oameni financiari, toți prijiniți de preluarea pălăriilor albe a mai multor instituții cheie. Din nou, preluarea Guvernului și Armatei Statelor Unite, prin plasarea lui Donald Trump în poziție de președinte, a fost o preluare cheie a pălăriilor albe. În momentul schimbării, adevărul va fi spus tuturor și trâmbițat în întreaga lume, anunțul transformării la o realitate bazată pe lumină. Oamenii habar nu au ce înseamnă să trăiești în deplină libertate, eliberare de sclavie. Acest proces probabil va fi implementat în pași mici, deoarece există o mare parte a populației care încă luptă pentru ca status quo-ul să rămână pe loc, deoarece își găsește confortul în lanțuri. Această schimbare le va fi străină și vor rezista, dar rezistența lor este zadarnică. Noua Constituție Divină a Legii Universale recunoaște și respectă principiile axiomatice, științifice și spirituale ale noii științe și gnoze ale Legii Universale și aplicațiile sale infinite în viața umană. Deoarece legea universală este cunoașterea sursei, dumnezeirea, exprimată în limbajul uman, se numește Constituția Divină a Legii Universale. Constituția Divină îi recunoaște pe toți oamenii ca ființe creatoare nemuritoare, nelimitate, independente, libere și suverane, care există în dimensiuni și realități infinite și nu numai pe pământ, ceea ce este un experiment specific de încarnare a sufletelor lor umane. Oamenii creează întotdeauna de la punctul de sprijin al sufletelor lor, conștient sau inconștient, până la mintea umană a personalității încarnate. Prin urmare, toate instituțiile umane, autoritățile și formele de viață socială, care pretind prioritate sau chiar monopol asupra interpretării dialogului creativ și schimbului de idei dintre individul întrupat și sufletul său, vor fi imediat și pentru totdeauna desființate odată cu adoptarea Constituției Divine, deoarece ele încalcă principiile creației universale, așa cum sunt prezentate în știința și gnoza legii universale. Aceasta include abolirea imediată a statului național cu toate formele sale juridice, guvernamentale, administrative, financiare, economice, sanitare, educaționale și alte forme colective de guvernare. Din același motiv, toate religiile instituționale vor fi și ele desființate. Știința falsă actuală și toate învățăturile filozofice și spirituale, care nu au reușit să înțeleagă și să recunoască legea universală, vor înceta în cele din urmă să mai existe în progresul rapid al evoluției sociale a umanității, odată cu adoptarea Constituției Divine. Noua viziune holistică asupra lumii, a noii științe și gnoze, a legii universale, va fi singurul ghid cognitiv despre cum să înțelegem și să interpretăm natura a tot ceea ce este și cine suntem cu adevărat. Venind de la sursă, este un sistem deschis de cunoaștere infinită și va evolua și se va extinde odată cu extinderea conștientizării umanității în timpul procesului său de ascensiune în toate dimensiunile. Va fi de asemenea fundamentul teoretic științific pentru introducerea de noi tehnologii infinite de dimensiuni superioare, care vor aduce libertate și prosperitate nelimitată tuturor oamenilor. Implementarea Constituției Divine de către o populație dintr-o țară sau regiune geografică este o condiție indispensabilă pentru ca oamenii să aibă acces deplin la noile orașe de lumină și să urce de acolo la dimensiuni mai înalte. Doar țările și populațiile care au votat la un referendum pentru introducerea Constituției Divine vor avea acces liber la noile tehnologii deja existente de dimensiuni superioare, deoarece adoptarea Constituției Divine previne orice utilizare abuzivă a acestor tehnologii în scopuri întunecate, așa cum s-a întâmplat în istoria trecută umană, de exemplu în Atlantida, și de asemenea în istoria acestei umanități.
în special țările care își desființează actualele constituții și votează pentru noua Constituție Divină, vor dobândi imediat acces gratuit la următoarele tehnologii de bază, care le vor conferi libertate și prosperitate necunoscute până acum. De exemplu, vehicule antigravitaționale inteligente quantum pentru transport ușor individual sau de grup, în orice loc de pe Pământ. Aceste vehicule se vor baza pe Free Photon Energy, conform noii științe a legii universale. Cu aceste vehicule, toate frontierele și restricțiile legale ale statelor naționale actuale, de exemplu pașapoartele, vor fi abolite pentru totdeauna. Oamenii vor fi liberi să zboare ca păsările. Card astral protejat de suflet pentru toți cei care vor oferi resurse nelimitate fiecărui individ în funcție de nevoile sale spirituale determinate de sufletul său. Această nouă tehnologie va desființa dintr-o singură lovitură toate mecanismele de control actuale, toate fraudele, corupția, opresiunea, nedreptatea, inegalitatea și manipularea bazate pe actualul sistem monetar Orion. Numeroase alte tehnologii avansate care se vor baza pe energia fotonică liberă, antigravitație și alte noi forme de schimb de energie de dimensiuni superioare vor oferi abundență infinită și libertate pentru toți oamenii pentru totdeauna, iar toate acestea arată că intrăm în epoca de aur a umanității. Prieteni, am preluat aceste informații de pe site-ul amicului nostru Marius Sumedrea, luminaadevărului.com, care la rândul lui citează ca sursă eraoflight.com. Voi ce părere aveți despre toate acestea? Aștept să-mi răspundeți, iar până data viitoare vă doresc numai bine, pe curând!